Donc, je souhaiterais surtout ce soir traiter des sujets de économique universitaire. Ce soir. Despre investiția din inaugurat astăzi. Puteți să puneți. Este de bun augur. Annonce et chante investissements. Est-ce que l'investissement inauguré ce matin, est-ce que c'est quelque chose de qui annonce d'autres investissements? Alors, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Ce matin, j'ai inauguré avec l'ambassadeur d'Allemagne les nouvelles installations de l'usine Vacuum Pfeiffer, qui est une entreprise franco-allemande. Într-adevăr, în această dimineață, doamna ambasador a inaugurat împreună cu ambasadorul Germaniei o nouă instalație a întreprinderii Vacuum Pfeiffer, care este o întreprindere franco-germană. Ce n'est pas seulement une nouvelle installation, c'est une extension de cette société avec des nouveaux capitaux investis. Donc c'est une augmentation, un accroissement de l'investissement de cette compagnie en Roumanie. Nu este doar o nouă instalație, ci este o extindere a acestei firme, este o creștere a acestei investiții. C'est vrai que le tissu roumain est attractif. Le tissu industriel est attractif par les conditions qu'il offre aux entreprises, par la qualité des ingénieurs, la qualité des travailleurs. Et donc c'est vrai que nous espérons que cet accroissement, cet nouvel investissement va être suivi par d'autres. Cluj est une ville très attractive parce que tournée vers l'innovation, tournée vers les nouvelles technologies. Într-adevăr, piața românească, România este foarte atractivă pentru investitori datorită foarte bunei calități a inginerilor, a muncitorilor din România și, într-adevăr, sperăm că această investiție să fie de bun augur și să atragă alte investiții după ea. Vreau să vă întreb în felul următor, ambasadorul.